Slăvit să fie Domnul! În mare har a Domnului că astăzi, fiind biserica de la 9, suntem așa de mulți în biserică. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare! Când ne uităm aici în Scriptură, în Luca, capitolul 4, vedem că este vorba despre ispitirea Domnului Iisus. Și ne se spune câteva secrete aici. Și dacă citim de la versetul 1, asta e doar o descriere până la versetul 4, care e cel mai important din îndemnul meu. Uitați ce spune de la versetul 1. Zice așa. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea. Și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietre acestea să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Amin. Aici vedem câteva secrete chiar de la început. Zice despre Domnul Iisus că, versetul 1, Iisus plin de puterea Duhului Sfânt. Credeți că pentru Domnul Iisus Hristos, când a fost plin de puterea Duhului Sfânt, a venit Satan la el? Credeți că la Satan i-a păsat că Iisus a fost plin de puterea Duhului Sfânt? Tot a venit și l-a încercat. Și zice așa, după ce a trecut cele 40 de zile, l-a ispitit chiar când a flămânzit. Vă dați seama ce greu e să ții post 40 de zile. E destul de greu. Și pentru mine, fiind acum pe aici prin Londra la lucru, e un pic mai greu să ții post. Fiind mai mult la lucru, e mai greu. Dar în România, când lucram, unde lucram la radio, nu era foarte greu. Și puteam să țin post și luni, și miercuri, și vineri. Să ții post e un pic greu. Și pentru Domnul Iisus Hristos să țină 40 de zile a fost greu. Dar aici ne se spune că atunci când o flămânzit, o veni Satan la el. Și ce eu, cum l-a testat pe Domnul Iisus Hristos? Fix în nevoia în care avea nevoie Domnul Iisus. Uitați ce spune aici. Zice, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietre acestea să se facă pâine. Tu ai o nevoie, te doare stomacul. Uite, acum ai nevoie de pâine. Și ce a zis Domnul Iisus Hristos când a fost ispitit? Uitați ce spune versetul 4. Iisus i-a răspuns, este scris. De la Domnul Iisus Hristos de aici învățăm că atunci când vine Satan la noi, noi trebuie să-l biruim pe Satan cu este scris. Și ce frumos a spus Domnul mai jos, uitați, zice așa, omul nu va trăi numai cu pâine, nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De unde e versetul acesta? De unde e extras cuvântul acesta? Este scris. Dacă vă uitați în Scriptură, aici avem o trimitere și zice în Deuteronom 8:3. Puteți să citiți Scriptura sau cei de la tehnic pot să-l afișeze. Deuteronom 8:3, chiar ceea ce a zis Domnul Iisus era scris. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci când trecem prin greu, trebuie să știm că Domnul Iisus Hristos ne-a învățat că noi trebuie să-L biruim pe Satan cu este scris. Și cum putem să-L biruim pe Satan cu este scris? Dacă știm Scriptura. Domnul Iisus Hristos, putem să vedem aici că Domnul Iisus Hristos o știut Scriptura. Noi nu avem cum să știm Scriptura dacă nu o citim. Și pentru asta aș vrea să vă îndemn în dimineața asta, să citim Scriptura. Poate unii dintre dumneavoastră citiți Biblia și foarte bine. Acum eu vă aduc de aminte să continuăm. Dar pentru alții care nu o citim, trebuie să citim Biblia. Că Biblia e cuvântul Domnului, e viață. Este, Biblia zice într-un psalm, zice că
Cuvântul tău este o lumină, o candelă pentru mine și o lumină pe cărarea mea. Ca să vezi în lumea asta, să te ghidezi, îți trebuie o lumină. De unde o avem? De la Domnul. Și prin cuvântul Lui. De aceea aș vrea ca în dimineața asta să ne rugăm, Doamne, vreau să citesc cuvântul Tău. Și pentru mine, anul trecut, vă dau un exemplu, pentru mine anul trecut a fost anul în care, prin ianuarie am zis, Doamne, vreau să încep să citesc cuvântul Tău. Și o trecut, prin 15 ianuarie, o trecut și vă spun că la sfârșitul anului am terminat Biblia chiar în 31 decembrie. Și am fost bucuros să vă spun de faptul că am terminat Biblia. Puteți fiecare dintre dumneavoastră, puteți să o citiți Biblia într-un an. Și o să vedeți ce bucurie aflați în Scriptură. Fără cuvântul Domnului, n-avem cum să biruim. Biblia ne spune în altă parte, zice în Efeseni, zice, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Păi fără sabia Duhului, cu ce te lupți? Aș vrea să ne rugăm în dimineața asta, Doamne, vreau să mă lupt cu cuvântul Tău. Și aici Biblia ne-a spus așa, este scris. Atunci când vine Satan la noi, trebuie să-i spunem la Satan, este scris. Vreau să vă dau un singur motiv care mă ajută pe mine atunci când trec prin anumite momente grele, care îl folosesc. Psalmul 34 cu versetul, îmi cer scuze că chiar nu știu bine referința, dar 34 cu 4 sau 5, zice așa, 4, zice, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Știți cine a zis cuvântul ăsta? Davidul a zis. Da, Davidul a zis în momente grele și a zis, eu am căutat pe Domnul și chiar dacă am avut frici, Domnul mi-a răspuns. Pentru dumneavoastră, când vine Satan la dumneavoastră, puteți să folosiți versetul ăsta. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Orice teamă am, eu vin cu ea la Domnul și Domnul mă izbăvește. Aș vrea să ne rugăm acum, Doamne, vreau anul acesta să citesc cuvântul Tău și cred că cuvântul Tău îmi va călăuzi viața. Când vine Satan la mine, eu pot să-l biruiesc cu cuvântul Tău. Amin.